Uitați-vă ce miri frumoși avem noi aici. Bună seara, Veronica și Sandu. Așa corect? Bună seara. Eu vreau să vă dedic o poezie, un mesaj special pentru voi, scris special. Astăzi sunteți mire și mireasă. Eu mă numesc Maria Ciorici, nu știu dacă mă cunoașteți, dar am pentru voi un mesaj. Un mesaj frumos și vreau să vi-l transmit. Te-am lăsat la 14 ani și deja îmi ești mireasă. Azi mă simt atât de vinovată că n-am putut veni și eu acasă. Să te susțin, să te cuprind în această mare zi. Tu pe mama ai s-o crezi și supărată nu vei fi. Astăzi sunteți mire și mireasă, iar pe mine mă doare sufletul că nu pot sta cu voi la masă și îmi pot felicita, să-mi pot felicita copilul. O viață am muncit pentru voi, iar banul ăsta tot nu ajungea și iar mă alunga printre străini departe de familia mea. Noi vrem să te felicităm, eu, tăticu și cu frații tăi îți dorim tot binele, mereu așa fericită să ne fii. Și iubită, ocrotită, așa cum noi te-am iubit, de rele ai fost ferită, tot ce-i mai bun ți-am oferit. Ne mândrim, ne bucurăm foarte mult de tine. Casă de piatră vă urăm, viață lungă, fericire, să trăiți până la dânci bătrâneți, înțelegere și armonie în casa voastră să aveți. Iertați-mă, vă rog, pe mine, că n-am putut veni. Mi se rupe inima aici, singură, printre străini, împreună cu voi nu pot fi. La ceilalți copii am putut veni, dar la tine, fata mea, nu. Știu, nu există nicio scuză, dar nu pot, nu port eu nicio vină, știi. Are mama o păpușă de fată, care astăzi se mărită, iar mie mi se rupe inima că nu va fi de mama pieptănată. Scumpa mea, Veronica, iartă-mă, scumpa, că te-am făcut să plângi, dar mama foarte mult a vrut să-ți transmit un mesaj din partea ei. Ea plânge acolo mult, tu plânge aici, ea acolo. Îmi cer foarte mari scuze că te-am făcut să plângi în această zi, dar sunt lacrimi de bucurie, eu sper că... Veronica, da. Mămica îți transmite un mesaj călduros și te îmbrățișează. Te îmbrățișează din tot sufletul și vă dorește casă de piatră, ție și lui Sandu. Felicitarea vine din partea mamei voastre, Svetlana, tatăl Teodor, surioara Mariana și fratele Costică, cu drag vă cuprind și vă mulțumesc că existați în viața lor. Și un pic, Mariana, Veronica, dacă ai un timp, aveți un pic de timp să mă ascultați, îmi cer scuze că te-am făcut să plângi, dar un pic să-ți ridic dispoziția, o melodie așa frumoasă. Fata mamei cea mai mică, te-am crescut de mititică, așa cuș vă duceți să dansați cu toți împreună, dar la ce local sunteți? Bine, eu îmi cer scuze foarte mari de la voi și vă doresc tot binele din lume. Felicitare vine cu drag din partea mamei. La mulți ani, de casă de piatră. Fata mamei cea mai mică, te-am crescut de mititică. Fata mamei cea mai mică, te-am crescut de mititică. Te-am crescut de mititică, cu pâine și cu lăptică. Te-am crescut de mititică, cu pâine și cu lăptică. Casă de piatră, voi sunteți foarte frumoși și așa să vă vedem mereu. Bine, Veronica. Veronica, te rog, nu fii tristă, nu s-a putut să vină, știi foarte bine. Te-am crescut cu lăptișor, să fii mamei de ajutor, mă. Te-am crescut cu lăptișor, să fii mamei de ajutor, mă. Dar tu te-ai dus și-ai plecat, măi, și de mama ai uitat, măi. Dar tu te-ai dus și-ai plecat, măi, și de mama ai uitat, măi. Fetele te întreabă în sat, unde, dragă, te-ai pierdut? Și când ai să te mai întorci? Așa este cântecelul acesta, nu vi-l cânt tot, că vă grăbiți. Draga mea, îți doresc tot binele din lume, fii fericit și... Mămica, foarte tare, foarte, foarte frumos a vorbit. Foarte frumos a vorbit și cu plângea acolo, se risipea de plâns, tu aici. Vă rog, scuzați-mă, eu am transmis un mesaj, dar n-am vrut să vă fac să plângeți, scumpii mei. Bine, Veronica. Vă mulțumim mult. Bine. Vreți ceva să-i transmiteți mamei? Da, vreau să-i transmit cu iubire.
mulțumesc foarte mult, mi-e dor de ea și o aștept cu nerăbdare acasă. Îmi pare foarte rău că nu e alături de noi în această seară frumoasă. Bine, ea va vedea tot. Casă de piatră și vă doresc tot binele din lume și duceți-vă și vă distrați. Gata, uleacă, ai plâns machiajul, cred că nu s-a stricat. Eu te îmbrățișez, Veronica, te rog, să știi, dar să-ți spun repede ceva. Bună ziua, bună seara, dumneavoastră sunteți soacra mare. Soacra mare! Ia că mă bucur, fac cunoștință. Vreau să-i spun Veronica ceva. Din poporul din vechi, o superstiție, nu cu o superstiție, dar așa se zicea, că mireasa în ziua anunții trebuie să plângă un pic. Dar știi de ce? Dacă mireasa să fie foarte fericită la nuntă, apoi o să vină elele astea care sunt invidioase, zânele este invidioasă și vine și îi strică viața, dar dacă plânge, vine este care îi face milă de mireasă și vine și îi urează pe urmă o viață frumoasă. Un pic dacă lăcrimează, pe urmă viața să fie frumoasă, dacă priveselie e mare, pe urmă a plângă mireasa în viață, înțelegi? Așa că o lacrimă nu strică și nu mă scuzați, nu vă supărați. Vor veni elele cele care îți vor face o viață frumoasă, așa se zice. Bine, Veronica, la mulți ani și casă de piatră. Bine. Casă de piatră. Seară bună și vă mulțumesc frumos că ați răspuns și mi-ați permis să vorbesc cu voi. Casă de piatră și vă îmbrățișez. Of, Doamne, așa foarte greu era, n-am vrut să o fac să plâng în ziua anunții. Dar vă spun că era profesorul meu de folclor, încă eram la facultatea de litere și domnul Nicanor Țurcanu, profesorul meu de folclor, așa mi spunea foarte multe, cum să zice, tradiții, obiceiuri din trecut. Spunea așa mi-a spus domnul Nicanor, că dacă în ziua nunții mireasa-i tare, tare, veselie, mare, fericită, păi viața pe urmă-i scârbă. Dar dacă îl scapă acolo lacrimă, plânge sau ceva, când se desparte de mama, de fapt, nunta reprezintă un moment de tristețe, pentru că fata se duce din familie, se duce de la casa părintească, se desparte de mama, de tată, de frați. Nu e așa mare veselie și se spune că mireasa trebuie să fie așa, liniștită, nu trebuie să zbur de la nuntă. Că dacă un pic elele, așa se zice, elele, pare mi se că așa, zânele acestea bune, că le se face milă de ea și vin în ziua anunții și o binecuvântează ca toată viața să nu mai plângă, să râdă. Dar dacă o vede zburdând și râzând pe mireasă, am ușa să înscriți în comentarii, că nu-i drept, că nu știu ce, eu vă spun ce mi-a spus profesorul meu de la folclor. Apoi vin zânele astea răle, cum să zic, nu zâni răle sau cum? Spiritele rele sunt așa denumiri că eu am uitat, dar nu mai țin minte corect cum se spune. Și ele vin și îi aduc nefericire la mireasă, că dacă o zburdat și o chiuit și s-o bucurat tare în ziua anunței, apoi în viața ei va fi scârbă. Nu, măcar nu vreau să fac acum, că ea ca așa cum am spus eu, așa e adevărat. Vă spun și eu ce așa mi-am amintit de la profesorul meu. Bine, casă de piatră pentru Veronica și Sandu. Am avut emoții, n-am vrut-o să o fac să plângă, dar mama îmi scria că plânge de acolo, ea aici a buhnit în plâns. E foarte greu și le înțeleg, nu, ce să facem, că nu s-o permis. Nu s-o permit, ea că așa. Asta e. Bine, casă de piatră.